omenească și duhovnicească noastră. Prin a noastră smerire, iar legat, cea dezlegat greșelile celor de plin. Că Tu ești Dătătorul bunătăților și Ție slavă, Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și urmea și vecii vecilor. Pentru rugăciunile pentru alții
Zarfun și dorința de a atinge Sfânta Icoană să nu se transforme în confuzie, în haos și răută, încât vă puteți așeza pe rând acolo ca să treacă Sfânta Icoană pe sub dumneavoastră. Puteți face un șir de aici până sus. Că nu sunteți dumneavoastră atât de mulți, câtă distanță este până la Orăicioară. Încât m-am rugat frumos, bărbații care o să poartă icoană, o să treacă peste dumneavoastră cu Sfânta Icoană, după ce ieși din cinta Sfintei Mănăstiri. De asemenea, vă rugăm să lăsăm, în general, Sfânta Icoană să meargă întâi. De obicei, credincioșii tot merg ei înainte. Să stăm frumos în urma icoanei, doar cei care se așează acolo în șirul viacului care să se freacă cu Sfânta Icoană, după care rămâneți în spatele Sfintei Icoane și în spatele Soborului, cât se va putea, cei care ne-au luat, ca să mergem frumos, cântând,